Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ministerul Sănătății își propune să reducă numărul persoanelor supraponderale prin informarea corectă a populației, dar și reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi. Astfel, Ministerul, prin Strategia Națională de Sănătate Publică, Ministerul își propune să majoreze taxele agenților economici care comercializează și produc produse alimentare care conțin un nivel înalt de sare, zahăr și grăsimi. Totodată, Ministerul își propune să schimbe curriculum școlar, astfel elevii să aibă măcar o oră pe săptămână în care să învețe ce ar trebui să mănânce pentru a avea un stil de viață sănătos. Totodată, Ministerul își propune să informeze astfel populația pentru a avea atât un stil de viață sănătos în ceea ce privește nutriția, dar și activitatea fizică. Obezitatea se manifestă mai mult în mediul urban. În orașe, ponderea celor care suferă de obezitate este de 16%. În sate, rata este de 15%. Specialiștii subliniază că femeile sunt mai afectate decât bărbații. Statisticile arată că 17% dintre femei sunt obeze, iar la bărbați ponderea este de 13%. Printre factorii care pot provoca obezitatea sunt și alimentele fast food. Oamenii spun că sunt conștienți de faptul că acestea pot dăuna sănătății. Da, uneori. Când, da, știu că nu-i sănătos, dar mai mănânc câteodată. Nu mănânc fast food, fiindcă nu este sănătos. Mă alimentez doar acasă. Adică mă strădui să mă alimentez acasă. Eu n-am încercat niciodată fast food. De ce? Simplu. Mâncare de casă mai mult. Autoritățile vor să descurajeze producția de alimente bogate în zahăr, sare și grăsimi. Sunt vizate de asemenea așa domenii cum sporirea taxelor la anumite produse care au un consum o cantitate excesivă de produse dăunătoare, de componente dăunătoare. Prevede așa intervenții cum este subvenționarea asemenea produse cum sunt fructele, legumele și alte produse care contribuie la promovarea sănătății. Medicii atenționează că excesul de greutate provoacă mai multe afecțiuni. Astfel, 41% dintre oamenii supraponderali și 31% dintre cei obezi suferă și de boli cardiovasculare. Cauzele principale ale excesului de greutate sunt modul sedentar de viață și consumul în exces de produse bogate în grăsimi, sare și zahăr.